Doamnelor și domnilor, bună seara! Și bun găsit la Flash Monday! E seara de best of? Da! Tocmai de aceea, ia uite, sunt îmbrăcată frumos! Foarte frumos! Ai văzut ce rimă am făcut? Foarte, foarte frumos! Te rog, nu mai cânti? Nu vrei să mai cânti azi? Nu! Nu! Că mi-e frică rău, că iar vrei duet și m-am gândit. Nu spun da invitației, pentru că nu ar merge cover. Ori Beyoncé, ori deloc. Da. Când ți se pune ceva în cap, greu te convinge omul. Ok, bine. Așa. Hai atunci să ne bucurăm de această seară și rămân doar eu să cânt solo. Ia, hai să începem. No, să începem. Nadine a părăsit România și nici gând să se mai întoarcă. Unde s-a mutat și mai ales de ce? Aflăm la Flash Monday. Kim Kardashian iubește din nou și l-a adus pe proaspătul iubit la mama acasă. Cine este bărbatul cu care se ține mai nou diva de mână și cum a început povestea, aflăm în această seară. Alex Body pune iar ciorba pe foc. Se pare că se renoadă iubirea cu Daria Radionova, femeia cu care a fost la cuțite. Avem toate detaliile în câteva minute. Și-a făcut bagajele și-a luat soțul, copilul, cățelul și purcelul și-a plecat din țară. Nadine s-a mutat tocmai în Franța. S-a făcut fată de sat, dar de sat de asta, din Franța. Altceva. Aș vrea și eu, pe un câmp de lavandă, un sătuc din ăla romantic. Ah, și în plus are și o afacere. Și în sfârșit simte că trăiește bine. Momentului nu-i place plafonarea și deja nu mai putea să trăiască gândindu-se mereu la ziua de mâine. S-a pus cu soțul la masă, au luat o foaie, un pix, iar bilanțul a spus că drumul străinătății, în cazul lor, e varianta câștigătoare. Sunt foarte strategică, nu mă arunc așa, lucrez de 5 ani la planul ăsta, la posibilitatea de a ne reloca unde ne dorim. Nu doresc să supraviețuiesc, vreau să duc o viață de calitate. S-au mutat din țară în vara acestui an, au pus bazele unei afaceri de familie, fac naveta Franța, România și chiar dacă nu le e cel mai ușor din lume, le merge bine. Avem un business de familie, dar ne-a permis să lucrăm de la distanță. Facem naveta la București, este greu, dar doar așa ne-am permis această relocare. Vreau să duc o viață mai bună ca cea dinainte. Îmi place să evoluez, detest plafonarea. Ține de orgoliul personal. Detestam să am nevoie să-mi dea cineva un job. Nadine a bifat multe anul acesta. S-a mutat în Franța, și-a terminat și o parte din studii și nici gând să se lase de școală. După ce a luat examenul de bacalaureat, s-a înscris la facultatea de psihologie. Cea mai mare schimbare din viața mea a fost decizia de a mă întoarce la școală. Nu am crezut că va fi posibil ca la vârsta mea să fiu o tocilară notorie. Nadine și soțul ei s-au căsătorit în 2010 și au împreună un băiat. Hugh Jackman are interzis pe același platou de filmare cu Angelina Jolie. Cine interzice asta fiorosului Wolverine? Aflăm imediat. Eu când ți-am zis că am nevoie de carnețel, nu m-ai crezut. Măi, nu mai țin pasul. Dar uite, o să fac rost de un carnețel să-mi notez acum. Nu, stai liniștit, deja am comandat. Așa? Am sunat, vine boxul de carnețele pentru că nu doar tu ai nevoie. Așa este. Crede-mă, nu mai înțeleg nimic. Exact. Nimic ce se întâmplă, trebuie să-mi notez tot. Bunii mei, fiți foarte atenți. Recent Kanye West spunea că nu mai vrea divorț de Kim Kardashian. Bun. Asta după ce și-au împărțit case, perne, vețel, mă rog. Acum iar s-a dat totul peste cap. Presa de peste ocean spune așa. Ce? Că degeaba spune Kanye da. Așa? Căci Kim zice ba. Ba pentru că avea din nou iubit. Nu, eu când zic că e nevoie de carnețel, ți-am e zis, nevoie de carnețel. Rezerv nu se poate. Și eu două pagini la tine. Fac cinste cu toate carnețelele care trebuie să vină. Ia că sună poștașul, cred că mi le-a adus ea. Să nu sune de două ori. My kids want their parents to stay together. Right. I want us to be together. But I want y'all to be together too. If you look at the media, that's not what they're promoting. Right. That's not what they want. They want it to be a new wedding, a new episode, a new TV show. Pull my family back together. I'm assuming this interview is not that helpful. Asta a declarat recent Kanye West. Același Kanye West care spunea că nu mai are vreun viitor cu soția lui. Același Kanye West care s-a dus în tribunal cu împărțeala. Acum o vrea înapoi. Ea însă pare să
însă nu-l prea mai vrea, nici înapoi și, de fapt, nici deloc. Va rămâne doar tatăl copiilor ei. When I divorced him, you have to know it came down to just one thing. His personality. I know that sounds mean, but people keep telling me that comedy comes from truth. And if there's one thing that I always strive to be, it's genuine. Și din toată această autenticitate, Kim își vede de viața ei mai departe. Presa de peste ocean spune că ea deja a deschis un nou capitol la brațul comediantului Pete Davidson. Cei doi s-ar fi apropiat destul de mult recent când au filmat un sketch. El era Aladdin, iar ea frumoasa Jasmine pe covorul fermecat. O fi fost de la covor, căci presa spune că acum e tare fermecată. A urmat întâlniri la New York, cine romantice, plimbări, ba chiar ea l-a dus acasă la mama, în Palm Springs. Niciun cuvânt n-au spus despre ce se întâmplă, dar apropiații dau din casă. Sunt foarte fericiți și vor să vadă unde poate duce. Pete i-a spus că nu vrea să se întâlnească cu nimeni altcineva. Ea spune unora că nu e foarte serios, dar nu se mai vede cu altcineva. Încearcă să nu facă o mare chestie din asta, dar e super atrasă de el. E nebunită după el și e foarte emoționant pentru ea. Pete Davidson are abia 28 de ani, iar Kim Kardashian 41. O nimica toată. Cine mai numără anii când inima bate cu putere? Și o fi el tinerel, dar palmaresul nu e deloc de neglijat, iar cea mai de notorietate relație a fost cu Ariana Grande. După doar câteva săptămâni de la apariția oficială, își anunțau logodna, dar în tot așa scurt timp planurile se schimbau. Cei doi s-au pierdut pe drum. Ei, face ce face și tot în brațele ei ajunge. Abia ce a scăpat de perioada de detenție, că a și plecat să-și limpezească mințile la Londra. Alex Body, căci despre el vorbim. E un amorez desăvârșit. Azi e cu Uta, cu una, mâine cu alta. Da. Apropo, da, chiar nu era cu Emma Uta? Așa scria presa. Dar iată că a dat fuguța în Regatul Unit și din pură, dar pură întâmplare s-a întâlnit cu fosta. Că așa nu, se întâmplă. Nu, sincer, eu chiar trebuie să-mi iau un carnețel de asta, că le pierd șirul rău de tot, sincer, ți-am zis. Și eu. O fi și eu. De la asta se iau ceva pastile de memorie. Da, ne ocupăm, stai să vedem. S-au despărțit cu scandal în primăvară, se împacă iarna. Păi, nu e bine? Pare să că se ghidează după vorba aceea veche. Ținem tu de cald iarna, că-ți fac eu vânt la vară, nu? Alex Body și Daria Radionova sunt iar în tatonări, evident, ca doi oameni maturi ce se pretind. Iau cina în restaurante exclusiviste din Londra, unde intri doar cu card, se pozează, se filmează și cine știe. Poate Moș Nicolae îi aduce împreună, să nu fie însă un timp prea lung. Pătimași sunt amândoi. După despărțirea cu scandal, s-a lăsat cu delete la tot ce a fost între ei. S-au blocat pe telefoane, pe rețelele de socializare, ea s-a mutat definitiv la Londra și niciunul nu mai voia să știe ceva de celălalt. Dar ce să vezi și să nu crezi, că viața ți le mai așează după cum nu te aștepți. Alex Body a dat fuguța până la Londra să mai schimbe aerul și peste cine a dat pur, dar pur întâmplător? Fix peste fosta iubii, care acum e în mare suferință. Și-a găsit mașina blindată cu cristale Swarovski, distrusă toată. E, lasă că el e galant din fire și pare să e bucuros de întâlnire, a invitat-o pe făcoasa lui la masă. Să mai depene amintiri, să mai una, să mai alta. În prima zi ne-am întâlnit din coincidență, dar ieri, într-adevăr, am vorbit, ne-am întâlnit, am ieșit la cină împreună pentru că suntem doi oameni maturi. Am stat de vorbă și am lămurit anumite aspecte între noi. Asta nu înseamnă că suntem împreună sau ne-am împăcat. Nu mai există nicio urmă de negativitate. Suntem doi oameni maturi și vom vedea ce ne oferă viitorul. Foarte simplu. Nici ei nu i-a fost indiferentă întâlnirea, ce să vezi, dar nu mai vrea să-și facă niciun plan, nicio speranță, căci toate s-au dovedit degeaba. Uite, nici cu puia nu i-a mers. Ea și influencerul și-au spus papa și au urmat aceeași rețetă. Ștergem tot ce ne leagă și mai ales de pe rețelele sociale. Focoasa Daria e acum în așteptare. Nici ea nu știe care ar fi pasul următor. Așa să te debusolezi o întâlnire întâmplătoare cu fostul iubit? Prefer să nu comentez nimic despre întâlnirea noastră. Este mai bine așa. Știu că este un om bun. Mai departe depinde ce vrea Dumnezeu. Vom vedea. Pe cei doi leagă multe, mai ales că Daria a fost cea care i-a stat alături în perioada în care Alex Body a fost în arest la domiciliu. 5 luni au stat închiși în casă, iar la eliberare scandal, scandal și iar scandal. Acum, cum le-o fi norocul? Eh, acum, da. Acu, că știu așa. Că tu ai așa o pentru Angelina Jolie, nu știi cum să... Dar știi ce mă întreb eu? Ce? Nu știu, dacă soția ta ți-ar interzice să joci alături de Angelina Jolie, știind că este feblețea ta, Angelina? Nu mai spune o dată că nu vine să-mi aud urechilor. Deci...
ce te-ai face dacă soția ta ți-ar interzice să joci alături de Angelina Jolie? M-ai auzit? Te-am auzit, acum să-mi interzică, mă, stai puțin. Cum adică să nu-ți interzică? Da, nu există așa ceva, nu există așa ceva, pentru că eu am un contract făcut de asta dinainte de căsătorie și un singur lucru am stipulat. Așa. Dacă vreodată Angelina vrea să joace ceva cu mine, nu știu, ping-pong, tabinet, toci, orice, ea trebuie să mă lase. Da. Îmi place, bravo ție, ai fost prevăzător. O să întreb pe soția ta dacă e așa. Uite, Hugh Jackman nu s-a gândit când s-a însurat, iar soția a și pus piciorul în prag. Și nu lasă? Nu că nu lasă, absolut deloc. Ia uite aici contract, măi, nu știu ce e semnatul, dar fii atent aici. E un dur, e un luptător, salvează lumea prin filme și se luptă cu răufăcătorii. E Hugh Jackman Wolverine, dar când e doar Hugh Jackman, e sub papuc. Există în lumea aceasta 0,01 șanse să-l vedem vreodată jucând alături de Angelina Jolie. 0,015% și cam atât. Nu că nu o place, nu că n-ar vrea, căci ar vrea cu siguranță. Dar, cum spuneam, e sub papuc. Soția i-a interzis cu desăvârșire să calce cu diva de la Hollywood pe același platou de filmare. I-a spus agentului său că nu are voie să lucreze cu Angelina. Sunt sigură că este foarte drăguță și iubesc tot ceea ce face. Bine, la prima vedere totul părea o glumă, dar realitatea e cât se poate de clară. Angie și Jackman nu au jucat nici măcar o scenă împreună în toată cariera. Deb și cu mine suntem căsătoriți de peste 20 de ani. Avem o mulțime de reguli. Suntem foarte echilibrați. Cei doi sunt căsătoriți din anul 1996. S-au cunoscut pe platourile de filmare și s-au îndrăgostit imediat. Nici n-a durat mult până să își întemeieze o familie, iar astăzi sunt încă extrem de fericiți și au doi copii. Au reguli, au priorități și au făcut tot ce le-a stat în putință să-și păstreze familia intactă. Am reușit să păstrăm asta. Deba a avut o regulă, să nu ne despărțim niciodată mai mult de 2 săptămâni. Cât despre gelozie, cât despre Angelina, în realitate Debra nu pare să-și facă vreo grijă, dar de prevăzătoare știe și ea că e mai bine să fie. Dacă alegi partenerul potrivit, vei trece peste toate necazurile și provocările. Avem planuri? Le ducem la bun sfârșit. Energie? Debordantă. Avem probleme? Totul se rezolvă. Se anunță o săptămână tare bună din punct de vedere astral, dar toate detaliile după publicitate. Rămâneți cu noi! Cove, dăm lovitura, îți spun. Pe cuvânt de nu. Serios? Vai de mine, de când aștept? Stai să vezi, stai să vezi. Cică, săptămâna asta o să ne fie tare bine tuturor. Tu știi cine mi-a zis? Cine? Cine mi-a zis? Astrele au venit și mi-au spus așa. Vai de mine! Ține minte, luați-vă carnetele, notați, totul va fi perfect. Păi stai puțin, și dacă îmi fac azi un plan, îl duc la bun sfârșit săptămâna viitoare? Așa s-ar părea, așa Vai s-ar părea. Vai de mine, vai de mine, foarte bine. Ia. Brad Pitt eliberează conacul din Franța și mă mut. Dar înainte de asta vreau să mă conving. Stai numai un pic, că trebuie să discut ceva cu astrele. Da, hai să vedem ce zic. V-am regăsit. Dragii mei, în această săptămână vă concentrați asupra planurilor voastre și reușiți să le îmbunătățiți. Priviți imaginea de ansamblu și descoperiți care sunt minusurile și care sunt plusurile. Sunteți susținuți și de energia lunii în creștere, care vă ajută să scoateți la suprafață acea problemă pe care nu ați identificat-o până acum, dar care vă bloca. O identificați, o rezolvați și mergeți mai departe. Vă concentrați și pe viața de cuplu, aveți o mulțime de conștientizări și vă îndreptați cu pași grăbiți către cunoaștere. Doriți să acumulați cât mai multe informații pe care să o împrăștiați și celorlalți, să creșteți împreună. O viziune nouă asupra vieții, vă lărgiți către noi perspective, aveți și obiective noi și reușiți să terminați săptămâna cu sufletul împăcat. Haideți să vedem care este atmosfera astrală pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec,
Studiul și cunoașterea sunt importante pentru voi în aceste zile, tocmai de aceea veți achiziționa mai multe cărți și poate chiar veți participa la anumite cursuri care ar putea să scoată la suprafață anumite talente ascunse, nebănuite, dar pe care le puteți folosi pentru a crește financiar. Taur, reușiți să fiți un pic încrezători și mult mai optimiști. Această atitudine poate să vă salveze atât pe sectorul profesional, dar și pe sectorul emoțional. Este important să duceți un pic atenția și către viața intimă. Acolo sunt lucruri de rezolvat. Gemeni, comunicarea este cheia pentru voi în această săptămână, poate să aducă reale avantaje și beneficii, atât pe sectorul profesional, unde veți discuta cu șefii, dar și cu colegii voștri despre anumite situații, dar și acasă, unde vă veți deschide și veți spune ceea ce aveți pe suflet. Rezolvați tot ceea ce vă apasă. Rac, în această săptămână vă ocupați de CV-urile voastre. Le îmbunătățiți și vă lărgiți opțiunile. Vă deschideți către noi orizonturi, poate un loc în străinătate sau poate un al doilea loc de muncă. Este important să știți exact ce vă doriți, deoarece universul lucrează repede și oportunitățile pot apărea mai curând decât vă așteptați. Leu, studiați cu atenție nevoile vieții de cuplu și veniți cu soluții. Puteți să propuneți partenerului anumite activități recreative care ar putea să vă apropie. De asemenea, simțiți nevoia să discutați și despre copii sau despre îmbunătățirea relației cu copiii. Mai multă atenție la cheltuieli și nu uitați să vă faceți timp și pentru acele lucruri pe care le-ați lăsat de rezolvat altădată. Nu lăsați pe mâine ce puteți să faceți astăzi. Fecioară, sunteți în cea mai bună formă, investiți mult în voi, dar și în casa voastră. Vă doriți să creșteți, să evoluați, tocmai de aceea vă faceți planuri pe termen lung. În iubire puteți să riscați un pic, însă toate se vor așeza dacă aveți toate planurile puse la punct. Să aveți timp și pentru partener, dar și pentru proiectele financiare. Balanță. Dreptatea este ceea ce vă preocupă cel mai mult în această săptămână, veți scoate adevărul la lumină și veți reuși să justificați anumite lucruri care au fost întoarse împotriva voastră. Este o săptămână bună și pentru relația cu frații sau vecinii. Vă apropiați și petreceți mai mult timp împreună, făcând activități pe care le făceați în copilărie. Scorpion, aveți curaj și vă extindeți către noi orizonturi, în special pe domeniul profesional. Puteți să începeți un nou proiect, în urma căruia veți cunoaște o mulțime de oameni și totodată vă veți concentra pe străinătate. Opțiunile sunt frumoase, oportunitățile de asemenea, însă ce faceți cu timpul? Învățați să vă organizați pentru a vă bifa toate obiectivele. Săgetător, sunteți deschiși către studiu și către învățare, doriți să acumulați cât mai multe experiențe și aveți nevoie de mai multă adrenalină, aventuri, atât pe sectorul romantic, dar și pe sectorul profesional. Sunt și multe încurcături în această săptămână, dar reușiți să vă bucurați de fiecare lecție în parte. Capricorn. Nativii Capricorn sunt înclinați către zona spirituală. Aveți nevoie să vă deschideți sufletul în fața unei persoane care ar putea să vă înțeleagă. Poate un drum la preot, la psiholog, la astrolog sau unde simțiți că aveți nevoie nu ar strica. De asemenea, puteți să vă scrieți în jurnal. Fiți optimiști și aduceți puțină bucurie în viața voastră. Vărsător, prietenii vă sunt aproape, o mulțime de discuții, întâlniri, dar și planuri pe care le faceți cu aceștia. Este important să le spuneți dorințele voastre, dar și să ascultați care sunt nevoile lor. Faceți o echipă bună cu oamenii dragi și reușiți să țintiți către noi orizonturi și către măreție. Pești, aveți o mulțime de conversații și discuții interesante despre o gamă largă de subiecte, însă este important să vă concentrați atenția și să vă duceți energia asupra acelui lucru care vă interesează. Răsturnări de situație la locul de muncă, dar și soluții neașteptate de la cei mai apropiați, de la oamenii din jurul vostru.
este indicat să vă ascultați intuiția și să învățați cât mai mult. Fiți deschiși să primiți cât mai multe informații. Această săptămână este agitată, poate să treacă foarte repede, dar poate să vă aducă și energia potrivită pentru a îmbunătăți toate planurile voastre. Fiți concentrați pe ceea ce vă interesează, nu vă pierdeți în detalii și acceptați toate provocările, deoarece așa puteți să creșteți și să evoluați. Să fie o săptămână magică în care toate stelele se aliniază favorabil. Da, ei, nu cred că ție se treaba cu Brad de Pitt. Ce? Pentru că n-au zis astfel nimic de n-a Brad Pitt. N-au zis de Brad Pitt? La fecioară. Am înțeles. Nu. Da, poate pare rău, n-ai cum. Tot vreun coleg de stat al meu, George Clooney, sau vreunul care, eu știu, să fac un schimb de locuință. Le dau apartamentul meu, două camere decomandate și poate fac și eu un schimb cu ei de locuință. Îți dau numărul lui, cum ziceai, că îl cheamă George Clooney. George Clooney? Îl am, da. Da, bine, voi ați și fost colegi. Doamne, a jucat în filmul ăla. Sunt... Cum se chema? Da. Te-am văzut sub... Da. Da. Nu mai știu cum se chema, dar... Te-am văzut sub podul gării. Exact. Asta era. Gata, mi-aduc aminte. Era frumos. Săracu, bine, George. Hai că am luat o razna și să ne revenim, zic, până data viitoare. O seară minunată. Toate cele bune. Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.